Pe parcursul a 3 zile, la nivelul județului Dâmbovița, se desfășoară campania Salvează o viață. Alături de jandarmii dâmbovițeni donează sânge, aflată la ediția a 3-a. Marți, acțiunea s-a desfășurat la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița. Acțiunea Salvează o viață alături de jandarmii dâmbovțeni donează sânge este organizată de Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Basarab I Dâmbovița și Centrul de Transfuzie Sanguină Dâmbovița. Mai multe informații au fost oferite în cadrul unei conferințe de presă susținută de colonelul Viorel Matei, inspectorul șef al Jandarmeriei Dâmbovița, colonelul Ilie Raul Constantinescu, comandantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița și doctorul Iulia Stanciu, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Dâmbovița. Este o acțiune pe care o desfășurăm în baza unui protocol existent la nivel național între Jandarmeria Română și Institutul Național de Hematologie Transfuzională. Noi, până să apară acest protocol în 1 aprilie acestui an, am desfășurat în fiecare an acțiuni în comun cu Centrul de Transfuzie Sanguină Dâmbovița. De data aceasta am atras alături de noi în acest proiect și pe colegii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Basarab I al județului Dâmbovița. Donarea de sânge de astăzi achiesează și personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pentru că, așa cum prea bine se cunoaște, noi care lucrăm pe smurd, cunoaștem foarte mult ce înseamnă o transfuzie într-o situație limită pentru salvarea unei vieți. Vă mulțumesc încă o dată, îi mulțumesc și doamnei dr. Stanciu pentru sprijinul pe care îl acordă județului nostru cu acest centru de transfuzie sanguină al județului Dâmbovița și vă pot garanta că ori de câte ori este nevoie, personalul inspectoratului va dona sânge pentru salvarea vieților oamenilor. Noi suntem recunoscători și jandarmilor și pompierilor care ne sunt donatori fideli. Această acțiune, iată, anul acesta a fost încheiat un protocol oficial între instituții, dar noi am avut această acțiune, a devenit tradiție de 2 ori pe an. Lucrurile se întâmplă la nivel de județ sub forma unor campanii organizate între noi, dar și am și fidelizat donatorii jandarmi și pompieri din județul Dâmbovița. Ei sunt donatorii fideli deja. Marți, în prima zi de donare, au răspuns prompt peste 150 de jandarmi și pompieri, dar și simpli cetățeni. Jandarmii și pompierii dâmbovițeni sunt deja donatori fideli și colonelul Viorel Matei, inspectorul șef al Jandarmeriei Dâmbovița, s-a numărat printre donatori. Este nevoie de sânge de orice grupă.